Mulțumesc, mergem mai departe. Rudolf Bereja, fostul mare campion la box, a ajuns piele și os din cauza cancerului. Eliberat din închisoare pentru 3 luni pentru a se trata. El e de nerecunoscut. Rudolf Bereja a ajuns piele și os din cauza cancerului. Fostul mare campion a fost eliberat din închisoare pentru 3 luni pe 22 iulie pentru a se trata de cancer. Soția acestuia declara că starea sa de sănătate este din ce în ce mai gravă. Singurele deplasări pe care le face soțul meu în afara domiciliului sunt deplasările la spital și pentru tratamente. Poate că într-un fel este mai bine că au apărut ca să se convingă absolut toată lumea că nu este un tertip ca soțul meu să iasă din închisoare, ci pur și simplu viața lui a fost pusă în pericol. Tratamentul este abia la început, curele continuă, este un tratament îndelungat. Toți care cunosc această afecțiune oncologică își dau seama că nu este ceva de o scurtă perioadă, ci este ceva îndelungat. În luna aprilie, fostul președinte al Federației de Box, Rudolf Bereja, a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare în dosarul Gala Bute, în care a fost condamnată și Elena Udrea. Rudolf Bereja mai petrecuse 7 luni în închisoare, dar a fost eliberat după ce a invocat alcătuirea ilegală a completurilor de 5 judecători. Borne Sovietskiego Soyuza i Rudolf Bereja, România.